Clasați pe locul 3 în Superliga Națională după ce au învins pe Dinamo București în finala mică, scor 33 la 13, ruibiștii de la Steaua iau startul într-o nouă competiție. Elevii lui Danu Dumbravă vor evolua sâmbătă, 19 septembrie, pe teren propriu cu Tomitani Constanța, în primul joc din grupa 1 a Cupei României, ediția 2020. Steaua a încheiat Superliga Națională pe locul 3. Cum apreciați evoluția echipei în acest sezon? Din păcate pentru noi a fost un an foarte dificil, un an în care pandemia și-a spus cuvântul cât mai mult în, în casă. Am încercat să facem tot posibil, am încercat să redresăm această situație, am jucat o finală mică și am câștigat în fața celor de la, de la Dinamo. Anul acesta suntem într-un fel mulțumiți de, de locul 3 putea stea mai mult. Cred că ne meritam locul în, în finală. Am, vrut, am fi vrut să jucăm un, un meci înaintea semifinalei, să avem un, o ultimă repetiție. Din păcate lucrul acesta nu s-a putut, mai ales că și contactul între noi a fost foarte mult restricționat. Timșoara a avut un plus în fața noastră jucând un meci și punându-și la punct toate lucrurile, iar lucrul acesta s-a văzut pe teren. În afară de CS Tomitani, steliștii se vor duela și cu Dinamo București pentru primul loc în grupă și automat pentru calificarea în finala competiției. În 2019, Steaua București a cucerit Cupa României după ce a învins cu scorul de 22 la 19 formația Timșoara Sarasans în finala disputată la Brașov. Urmează sâmbătă să debutați în Cupa României. Cu ce gânduri poniți la drum? în această competiție. Încercăm să jucăm finala, să ne apărăm titlul câștigat cu multă muncă anul trecut. Suntem o echipă puternică și eu zic că cu meciurile jucate până în final o să creștem, o să ne facem să fim ceea ce dorim de la această, de la această echipă, să fim o familie și să jucăm un rugby frumos și să câștigăm meciurile care trebuie câștigate. Care credeți că este atul principal al echipei dumneavoastră în această acest final de an în Cupa României. Încercăm să ne bazăm pe experiența jucătorilor, încercăm să ne bazăm și pe tinerețea anumitor jucători, cu aplombul venit la echipă și încercăm să, să producem un, un rubin care să fie frumos și pentru spectatori, și pentru noi ca antrenori și ca sportivi. În acest an, finala Cupei României va avea loc la București pe 28 noiembrie.